Senatul României a aprobat tacit luni un proiect legislativ care prevede aprobarea obiectivelor de investiții Autostrada Unirii Principatele Române și Autostrada Basarabia. Inițiativa legislativă aparține senatorului PMP Gabi Ionașcu. Conform proiectului legislativ, Autostrada Unirii Principatelor Române va fi construită pe traseul Siret-Pașcani-Bacău-Focșani-Buzău-Ploiești, unde se va intersecta cu autostrada A3. Autostrada Basarabiei ar urma să fie construită pe traseul Vama-Albița-Focșani, unde se va intersecta cu Autostrada Unirii Principatelor Române. Potrivit proiectului legislativ, cele două obiective de investiții vor fi finanțate din bugetul de stat. De asemenea, proiectul prevede că Ministerul Transporturilor va începe procedurile necesare pentru realizarea obiectivelor de investiții în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Propunerea legislativă privind aprobarea obiectivelor de investiții Autostrada Unirii Principatelor Române și Autostrada Basarabia a trecut tacit de Senat și urmează să fie dezbătută și adoptată în Camera Deputaților în calitate de for decizional.